Bună dimineața, oameni buni! Azi noapte a fost o brumă foarte mare, a fost minus 2 grade azi noapte. Ia uitați ce brumă s-a așezat la noi în Maramureș. Am dat drumul la mie, ieșind că e brumă. O să mă duc să le dau un tic de otavă. Să bage pe stomacul ea direct la pere să duc. Acolo e plin de pere pe jos care au picat, care încă n-am apucat să le culeg. Le place foarte tare perile și merile care sunt scăzute, mai ales că au înghețat și sunt un pic dulcii. Azi am foarte multă treabă. Trebuie să mă apuc să fac un pic de curățenie. Mi s-au rupt și niște crengi din păr, că a fost foarte rodit părul. Încă mai sunt pe aici, pe acolo, pere pe vârful lui. Astăzi o să le culeg și alea, o să-mi fac timp. Astea care sticate jos, ia ce fain le mănâncă, ce le place că-s dulci. Trei berbecuți din primăvară, așa cum am zis, pe care vreau să-i sacrific acum, dacă te dă frigul. Încet, încet, cum dă frigul, să ne apucăm și o să facem și produse tradiționale din ei. O să facem cârnați de berbecuți în amestec cu porc. Asta e cel mai micuț mieluc, eu zic că are vreo 25 de kilograme, acum dacă greșesc să mă corectați dumneavoastră. Asta o să-l sacrific și o să-l dau cadou părinților, o să-l sacrificăm și o să-l dăm la părinți. Celalalt doi o să-l sacrific pentru mine și o să facem din ei cârnați, pastramă, tot felul de produse de astea tradiționale să avem noi în gospodărie. Asta e cel mai mare. Acum nu știu câte kilograme are, am zis că are în jur de 30 către 40 de kilograme, 30-35 de kilograme. Să mă corectați dumneavoastră acum dacă greșesc. Le-am dat drumul, chiar dacă e brumă, dar ei umblă, fac mișcare. Oricum le dau și o tavă pe stomacul gol înainte de a... Au dat de pere aici și bagă pere cât după bunul plac. Acum numai trebuie să am grijă să nu se nece. Niște berbecuți faini din primăvară. I-am luat pe la sfârșitul lunii mai, început de iunie. Ia ce mănâncă. Numai trebuie să am grijă să nu cumva, Doamne ferește, să nece. Să fiu atent. Că e plin de pere, niște cocoșei faini, am și vreo 5-6 cocoși de tăiat, foarte mulți cocoși am avut ura asta, în seria asta, în vara asta, puicuță foarte puține. Azi, dacă tot e sâmbătă și-s acasă-s liber, o să-mi rump din timpul. Din timpul liber și o să mă ocup astăzi numai în gospodărie, nu o să mă mai duc nicări. O să stau numai acasă în gospodărie și o să mă apuc să fac în gospodărie ce mai am eu, că tot mi-au rămas lucru și n-am avut timp să... A mele tăte au rămas așa și acum o să stau numai în gospodărie și o să mă ocup să-mi pun la punct tot ce mai am pe aici în gospodărie, că tot am mers dimineața. Meream dimineața la lucru pe întuneric și vineam seara, tot n-am avut când și a mele tăte au rămas. Așa că astăzi o să ne apucăm de în gospodărie, o să sacrific și berbecuțul ăsta micuț tânăr și o să-l duc la părinți, iar în cei săptămână o să îi sacrific pe ceilalți doi pentru mine și pentru familia mea. Asta e cel mijlociu, la fel un berbecuț care zic are vreo 30 de kilograme. Acum sper să nu greșesc, eu nu mă prea pricep așa la voi, dar cine se pricepe poate să îmi scrie în comentarii cam câte kilograme are, dacă are mai puțin de 30, dacă are mai mult, oricum când o să-i sacrific o să-i cântăresc, dar eu zic că ăsta are undeva la un 30 de kilograme, celălalt are undeva un 35 de kilograme, iar ăsta am zis undeva la vreo 25-27 de kilograme. Acum sperăm să nu ne înșelăm. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru.
Sper să vă placă ceea ce fac, ceea ce realizez. Dacă vă place, nu uitați să dați un like, o distribuire, dacă vă face plăcere, doar dacă vă face plăcere, considerați că merit. Până data viitoare am vrut să fac această filmare cu mieluță, pentru că după aia o să-i sacrific și apoi o să ne fie dor de ei. Până data viitoare vă doresc multă sănătate, numai bine rău la nimeni, Doamne ajută-ne la toți.